Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, s-a aflat în mijlocul românilor din Stockholm, Suedia. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Parohiei Românești cu hramurile Sfânta Trăime și Sfântul Ioan Botezătorul și i-a îndemnat pe credincioși să se roage unul pentru altul. Mare alinare am simțit și eu atunci când i-am binecuvântat pe frații noștri și pe surorile noastre, cercetându-i pretutindeni în Scandinavia și mai cu seamă în aceste zile premergătoare prasnicului botezului Mântuitorului nostru, Isus Hristos. M-am rugat împreună cu ei, m-am bucurat împreună cu ei, am plâns împreună cu, cu ei și am asigurat că nu avem altă armă de luptă pentru depărtarea ispitelor încercărilor și greutăților decât rugăciunea. Rugăciunea este singura cale de comunicare cu Domnul. Așadar, să rămânem conectați la Harul Ceresc în rețeaua Bisericii. Dacă căutăm mereu să avem semnal bun, să avem semnalul Wi-Fi bun și să avem internet la iPhone-ele și laptopurile noastre, cu atât mai mult trebuie să căutăm să ne conectăm la Harul Dumnezeesc în rețeaua bisericii. Atunci când suntem conectați la Harul Dumnezeesc, suntem în comuniune cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Iar El este împreună cu noi. Fiindcă rugăciunea este respirația Sufletului. Avem nevoie să ne rugăm continuu, așa cum avem nevoie să respirăm pentru a trăi. Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru toți cei din familia noastră, ne rugăm pentru toți cei aflați în greutăți și în nevoi. Și la această Dumnezească liturgie, iarăși am pomenit-o pe greu încercată mamă, Camelia, Mihaela din Finlanda și pe copilașii ei, Mihai și Maria Alexandra. La final, ierarhul a oferit daruri tuturor copiilor prezenți la slujbă. Mâine, preasfinția sa va săvârși Sfânta Liturghie în Biserica Românească din orașul suedez Göteborg.